Armata rusă a atacat în această dimineață centrul Odesei cu drone kamikaze. Totodată explozii au fost auzite în orașele Nicolaev, unde au fost lovite clădiri rezidențiale, dar și în orașul Zaporojie. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat cetățenilor ruși spunându-le că Vladimir Putin își trimite cetățenii la moarte cu bună silință, știință. Potrivit Ministerului Ucrainean al Apărării, patru avioane militare ale Moscovei, dintre care trei erau aparate de ultimă generație, au fost dobărâte în ultimele 24 de ore. În primele ore ale dimineții, armata rusă a atacat din nou Odessa cu drone kamikaze. Potrivit autorităților, a fost lovită clădirea administrației din centrul orașului, iar în urma impactului nimeni nu a avut de suferit. Încă un atac asupra Odesei de trei ori inamicul a lovit clădirea administrativă din centrul orașului. Din fericire, nu au fost victime. Din primele minute, salvatorii au efectuat operațiunea de salvare și stingerea incendiilor, dar și au realizat lucrări de eliminare a consecințelor exploziei. În orașul Izium, aflat la aproximativ 130 de kilometri de Harkov, au fost găsite mai multe gropi comune, unde au fost îngropați majoritatea civili. Aceste zone sunt puternic minate. Dacă vom anunța unde sunt aceste locuri, oamenii ar merge să-și caute rudele acolo, dar nu putem admite asta. În timp ce unii voluntari dezgroapă morminte, alții demolează clădirile ruinate și încearcă să salveze ceea ce a mai rămas. În această școală am mers pentru prima dată în clasa 1. În 1958 au fost finalizate lucrările de construcție. Aceasta este casa mea, dar ea nu a ars. Vreau să avem condiții normale de viață, să avem apă, să avem conexiune telefonică, ca să pot discuta cu copiii mei. Ne bucurăm că a venit armata ucrainană. Chiar dacă trăim fără curent, gaz sau apă, acum suntem liberi. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a anunțat că teritoriul Ucrainei va fi eliberat, inclusiv regiunile Crimea, Donetsk și Lugansk. El le-a cerut rușilor să se predea dacă nu vor să fie uciși de soldații ucrainei. Ucraina în acest război se apără, ne apărăm viețile, pe copiii noștri și libertatea noastră. Dar pentru ce luptă Rusia? Fiecare cetățean al Rusiei știe, chiar dacă mulți nu recunosc, că Rusia este cea care aduce râul. Într-o conferință de presă după discursul din fața adunării ONU de la New York, șeful diplomației de la Moscova a anunțat că regiunile ucrainene unde se desfășoară referendumuri vor fi sub protecția de plină a Moscovei, inclusiv cu arme nucleare. Pentru securitatea nucleară în Federația Rusă este un document la care au acces cu toții. Toate legile și strategiile țării se aplică pe întreg teritoriul său. Sunt prevăzute și cazuri în care utilizarea unei arme nucleare este acceptabilă de către noi. Între timp, 211 nave cu 4,7 milioane de tone de produse agricole la bord au părăsit Ucraina până în prezent în cadrul unui acord negociat de ONU și Turcia pentru deblocarea porturilor maritime ucrainene, susține Ministerul Ucrainean al Infrastructurii.